Bună, dragii mei prieteni! Iată-ne, dragii mei, din nou împreună. Cu această ocazie vă salut pe toți cei care mă urmăriți, vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag. Vă doresc, bineînțeles, tot binele din univers și, cum vă spun de obicei, norocul să fie cu toți dintre dumneavoastră, pe unde mergeți, pe unde pășiți, aveți parte numai de noroc și de binecuvântare divină. Bineînțeles că eu aseară mi-am făcut treaba, am făcut acel ritual care eu l-am prezentat pe grupul meu de Facebook cu dorințele, da? Toți cei care ați lăsat scris dorința dumneavoastră ați fost scriși pe listă și bineînțeles că eu am făcut ritualul dorințelor și sper din suflet ca toate dorințele dumneavoastră să se îndeplinească cu succes. Iată-ne din nou astăzi. Vreau să vă fac o lectură generală în cărțile mele de tarot, cu dorințe, bineînțeles, în trei variante. Toți cei care mă urmăriți să vă puneți o dorință și să vedem energia cărților ce vă transmite. Mă voi ajuta, bineînțeles, și cu aceste bilețele care eu le-am pregătit. Vor fi bilețele ajutătoare după ce voi termina citirea. Pentru prima, a doua și a treia variantă, voi extrage, bineînțeles, un bilețel, să vedem și bilețelul ce legătură are cu dorința dumneavoastră, care toți cei care mă urmăriți o să vi-o puneți în momentul următor în care eu voi face aceste cărți. Cu această ocazie vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți, vă aștept ca de obicei număr cât mai mare să vă abonați la canalul meu de YouTube, să intrați pe grupul meu. Și de ce nu să mă și căutați în cazul în care aveți nevoie, voi lăsa numărul de WhatsApp sub fiecare video în parte. Haideți să începem, cum am zis, prezentarea în cărți, să vedem ce spune cărțile pentru prima, pentru a doua și pentru a treia variantă. Voi, cei care mă urmăriți, puteți să vă alegeți deja, să vă puneți întrebare, pentru că, practic, această lectură are legătură cu întrebările dumneavoastră, că vi le puneți în dragoste, referitoare la bani, referitoare la situația de sănătate sau situația familiară. Vom vedea ce spune cărțile. Asta este pentru prima variantă. Vom extrage, bineînțeles, și pentru a doua variantă. Încă o carte și, bineînțeles, și pentru a treia variantă. Toți cei care mă urmăriți, opriți video și alegeți-vă, dragii mei, prima sau a doua sau a treia variantă. Haideți să vedem pentru toți cei care ați ales, să dau telefonul mai așa ca să puteți vedea, pentru toți cei care ați ales prima variantă, da? Eu acum n-am de unde să știu cu ce probleme vă confruntați. Cartea mea mi-apare tristețe, supărare, deznădejde. Da? Asta este cartea care mi-a apărut. Întrebarea dumneavoastră probabil se referă la dragoste. Din câte văd eu aici, ori ați fost părăsiți, ori relația s-a răcit, ori sunteți în așteptare, ori nu mai aveți încredere în dragoste. Are foarte mare legătură cu tristețe, ați fost dezamăgiți, ați fost trădați, trădate în dragoste. Se referă în dragoste. Dacă nu se referă în dragoste, probabil aveți o anumită problemă în prezent și nu știți cum să faceți să ieșiți din această problemă. Cineva v-a supărat sau sunteți într-o stare tristă, supărată, supărați, deznădăjduiți de viață, nu mai aveți încredere în absolut nimeni. Cartea mi indică tristețe, vedeți această femeie care plânge, care stă supărată pe un pat, unde se simte abandonată, se simte... se simte singură în primul și în primul rând, într-o stare de depresie, într-o stare de tristețe. Oricineva a făcut această stare de tristețe, să știți că dumneavoastră puteți să depășiți aceste stări cu puterea dumneavoastră interioară. Cartea asta îmi indică, asta vă spun. Eu voi extrage și un bilețel ajutător, să vedem, pentru cei care ați ales prima variantă. Probabil nu la toată lumea se potrivește, asta este o lectură generală. Să vedem bilețelul ce vă spune, cu ce vă poate ajuta. Da, dragii mei, bani. Veți avea nevoie de bani sau aveți nevoie de bani sau acești bani, poate că supărarea dumneavoastră are legătură cu bani, poate că nu aveți bani, poate că ați fost păgubiți de bani, da?
sau poate că cineva v-a supărat pentru că i-ați dat o sumă de bani și acești bani nu v-a mai restituit înapoi. Eu vă spun că bani vor veni în viața dumneavoastră, indiferent că aveți probleme în dragoste sau în familie. Dacă aveți probleme din cauza banilor, nu trebuie să fiți supărați, pentru că banii vor veni. Acesta este mesajul bilețelului care eu l-am extras pentru cei din prima variantă. Nu fiți, dragii mei, dezamăgiți, că totul se va rezolva, indiferent de situație, totul se va rezolva. Da? Are legătură cu banii. Haideți să vedem și pentru cei care ați ales sau veți alege, toți cei care vă uitați la acest video, alegeți a doua variantă sau deja ați ales-o. Dragii mei, aici are legătură cu o fericire sufletească, o victorie. Da? Toți cei care ați ales această variantă, vă simțiți plini, aveți forță interioară să mergeți mai departe în toate problemele, ați câștigat ceva sau veți câștiga pe toate planurile. Poate să fie plan sentimental, plan în afaceri, vă simțiți învingători. Cartea indică faptul că sunteți puternici, aveți forță, atât fizică cât și interioară, toate planurile dumneavoastră care le doriți să le duceți la bun sfârșit, le veți duce, pentru că cartea are o conotație de o energie superbă, o energie de victorie. Vedeți, acest cavaler a câștigat războiul, lupta. Probabil ați avut și dumneavoastră o luptă cu cineva anume sau veți avea, dar veți câștiga. Cartea vă indică faptul pentru toți cei din a doua variantă că veți câștiga, dragii mei. Luptați în continuare pentru că energia este destul de bună, energia câștigului, energia victoriei. Să extrag și pentru voi, bineînțeles, un bilețel. Să vedem ce vă spune. Haideți să vedem ce mesaj vă transmite bilețelul. Adevăr, vedeți? Ați câștigat datorită adevărului, ați avut dreptate în ceva anume, dragii mei, sunteți persoane cu adevărul în față, persoane sincere, probabil ați avut ceva de confruntat cu cineva și adevărul a ieșit la iveală și uitați și dumneavoastră ce frumos, are conotație exact cu această carte, ați câștigat sau veți câștiga adevărul, dragii mei, este de partea dumneavoastră, indiferent de situație. Adevărul este de partea dumneavoastră. Haideți să vedem și pentru a treia variantă ce spune cărțile. Pentru a treia variantă, dragii mei, ați lăsat ceva în urmă sau veți lăsa ceva în urmă și veți pleca. Ați fost păcăliți, vedeți această vulpe. Ați lăsat ceva în urmă, ceva care vă deranja, ceva care nu vă mai folosește, ori ați făcut, ori veți face o anumită curățenie generală în viața dumneavoastră proprie cu anumite persoane toxice, ori ați abandonat o relație care nu mai funcționa, ori doriți să ieșiți dintr-o situație, într-o anume situație care vă deranjează foarte mult, eu vă spun că o să lăsați toate aceste energii și veți pleca, da? Veți pleca, veți merge pe drumul dumneavoastră și va fi destul de bine. Mi-ați dat seama că nu mai are rost să suferiți dacă are legătură cu dragostea sau are legătură cu un loc de muncă sau chiar și cu prieteni falși, cu familie, care de multe ori familia este mai rea decât prietenii. Voi veți lăsa ceva în urmă, ceva care nu vă mai folosește sub nicio formă și veți merge pe drumul dumneavoastră. Drumurile dumneavoastră sunt deschise și veți merge, dragii mei, pe un drum divers de cel care a fost înainte. Un drum cu totul și cu totul nou care universul vi-l scoate în cale. Vedeți, ați fost păcăliți, ați fost mințiți, ați fost trădați în orice situație, poate să fie situație familiară. Poate să fie dragoste, loc de muncă, nu are importanță, veți pleca pe alt drum pentru că cartea vă arată în felul următor. Haideți să vedem și pentru dumneavoastră un bilețel ce mesaj vă transmite aceste energii. Surprize. Vedeți dumneavoastră, veți avea surprize neașteptate. Deci este foarte bine că ați renunțat sau vreți să renunțați la ceva care nu vă mai face bine, pentru că oricum universul vă trimite, scuzați,
Surprize, surprize neașteptate, neștiute, voi nici măcar nu aveți habar că Universul vă îndeamnă, vă forțează să mergeți pe un alt drum, să abandonați o anumită situație în cazul în care ați avut ceva probleme și vi-ați dat seama că nu are sens să luptați pentru așa ceva, pentru că Universul vă deschide alte porți, vă deschide alte drumuri spre surprize, dragii mei. Eu mă opresc aici, sper că și de data asta v-am încântat cu această lectură generală în trei variante pe întrebări, fiecare ce întrebare și-o pus, ați văzut că cărțile au răspuns într-o anumită formă. Dacă sunteți neînclar cu ceva, căutați-mă pe WhatsApp sau pe Messenger. Dacă v-a plăcut acest video, puteți să lăsați un like sau acest video sau să vă abonați, da? Eu vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag și ne vedem data viitoare, dragii mei. Să rămâneți cu bine, să aveți parte de fericire, de dragoste și în special de noroc și de sănătate, că sunt cele mai importante. Vă doresc tot binele din lume. Eu sunt aici pentru voi, Cris, și vă aștept în număr cât mai mare. Vă pup!